De data asta vreau să încerc ceva diferit. Ce este frumos la YouTube e că scoate la iveală cum gândesc cu adevărat oamenii. Astăzi ne vom uita la cele mai stupide comentarii pe care le-am primit vreodată. Poate ne amuzăm puțin. Așa că, hai să vedem. S&P 500 a avut un început foarte puternic în 2024. Deja a urcat 17%. Însă, strategia mea Growth a urcat 52%, efectiv, în jumătate de an, după cum vezi acest screenshot. Dacă vrei să înveți cum să investești ca și mine, te invit la mentoratul meu de grup, unde te învăț doar această strategie, dar și 4 altele, pe toate eu le-am creat. Da? Pentru mai multe detalii, poți să programezi o ședință telefonică cu un coleg de-al meu, Cristi, folosind linkul din descriere. Da, bun. Hai să vedem ce avem aici. Primul deștept. Leon, bară de jos, 2208, zice, cine dracu îi ăsta, mă? Marele Richard Hutton cel Mare, desigur. Mihai Cataonu, 3157. Ați văzut seria filmelor Terminator? Da, de mai multe ori. Acela e viitorul, dar nimeni nu vrea să înțeleagă ce va urma. Cei care nu îmbrățișează această evoluție, sunt considerați înapoiați și niște neandertalieni. Ok. Unii speră să vină revoluția robotică, însă cei care cu așa tărie se țin de tradiție, vor fi lăsați în urmă. Hei, dacă chiar vine revoluția robotică, prefer să am acțiuni la compania care controlează roboții. Funny Minute 7290. Tâmpeni, e mijloc de control și supraveghere. Asta e la un video despre mașini autonome Tesla. Cu siguranță, da. De aia sunt camere de filmat, ca să te controleze și te supravegheze. Nu ca să reducă numărul de accidente, ca să reducă costul transportului. Sigur, de ce nu conduci tu o căruță? Da. Este complet ecologic și calul tău poate mânca fân. De la Ovidiu Drăgan, 6418. Creația niciodată nu își va depăși creatorul ca și valoare. AI niciodată nu va egala capabilitățile umane. Ce aberație! Păi AI deja este mult mai bun decât un om în foarte multe aspecte. De exemplu, jucat șah, jucat Go, care este un joc mult, mult mai complex din Asia, a fost considerat că fie niciodată nu va fi mai bun AI decât un om, sau va dura acești 100 de ani. Este așa de bun încât nimeni nu poate să-l bată, nici mai bun din lume. Deci oamenii nu înțeleg creșterea exponențială. Și asta este mare avantaj pentru mine. De la Murray Chuck. Ok. În viitor, mașina te va întreba: sunteți sigur că vreți să vă angajați în activități potențial periculoase și să plăți controlul? Mai faci din astea. Acum cât timp software-ul Full Self-Driving Tesla este în beta, trebuie să preiei controlul când faci o penie. Dar următoarea mașină Tesla nu va avea volan, nu va avea pedale. Nu, spune-mi tu în comentarii dacă ai avea tupeu să te însui într-o mașină fără volan și pedale, care merge singură. De la Aura Sfăur 69, 16. Da, și ți-o poate opri de la distanță. Adică ești la mâna cuiva. Că dacă se enervează, tu nu mai poți să-ți folosești bunul tău propriu. Ar trebui să fie interzis, dar lumea este indiferentă la faptul că îi se restrâng drepturile. Sigur, nu știu de unde au oamenii această paranoia, da? Deci că ești într-o mașină autonomă și cineva de la distanță, da? Bill Gates, ți-o oprește. Okay. Și dacă vrea, ți-o și conduce jos de pe o stâncă, sigur, sigur. Nu așa funcționează lumea, vai de mine. Poate ar trebui să te uiți la vreo vinovăție ascunsă ce o ai reprimată. Poate simți că
ai nevoie să fii pedepsit, pedepsită. Nu știu ce am scris, bărbat sau femeie. În primul rând, nu așa va funcționa, nu va fi bunul tău. În viitor, oamenii nu o să mai cumpere mașini, sau foarte puțin o să cumpere. Pur și simplu, oricând vrei să mergi undeva, scoți telefonul, chemi un taxi autonom Tesla, vine într-un minut, că sunt peste tot în oraș, și gata. Deci, nu o să fie mașina ta. Na bun. Petre Tucă, 38. Cât primești să lauzi tigaia zisă Tesla? Nu-i mașină mai proastă? Destul de mult. Acțiunile Tesla ale mele, urcă frumușel. Dar nu primești de la Tesla direct, din păcate. E, dacă Tesla, hei, vrei să mă sponsorizezi, nu mă supăr. Da, ce interesant e că de obicei săracii critică Tesla. Poate fi din gelozie că nu și-o permit. Pe când, fun fact, clienții Tesla au cel mai mare grad de satisfacție dintre orice brand auto. 96% din clienții Tesla ar recomanda la prieteni și familie. Da? Cei care nu și-o permit, o urmesc tigaia. Ok. Andrei Mitu, 7707. AI-ul nu are habar de conducere preventivă. Dacă un sistem e făcut să respecte regulile în România, face accident după primii 100 de kilometri. Apare un baștan cu BMW care se bagă unde vor mușchii lui și direct accident. Absolut fals. Tesla, având 6 milioane de oameni, 6 milioane de mașini conducând Tesla, replică doar cei mai buni șoferi. Da? Deci, absolut, știe conducere preventivă. Chiar am văzut videouri pe YouTube unde Tesla, când e pe autopilot, încetinește și șoferul nu știe de ce. Și după aia sare cineva în cale. Deci, e foarte bun. Alin Grasu, 1315. Deci, nu poți să vinzi droguri cu Tesla pentru că te dă la poliție. Păi trebuie să pui într-o așa, cutie frumoasă. Zice, a, uite, livrează coletul ăsta la domnul... Ok. Ai grijă. Ionel Banu, 4451. Viitorul nu aparține mașinilor electrice. Iar Tesla e o tigaie, nu iară cu tigaie. Hai de cap, de unde o iau deștepții ăștia, tigaie? Tigaie e scumpă și o calitate slabă de fabricație. Ok. Când a apărut primul modelul 3, Sandy Monroe, un expert în industria auto, a desfăcut-o să analizeze și a zis că e cea mai nașpa construită mașină din lume. Însă, partea electronică este cea mai bună din lume. Ok. 3 ani mai târziu, când apare modelul Y, o desfăcut, o zis, îi cea mai bine construită mașină din lume. Asta înseamnă viteză de progres. Acum, ok, n-are piele de mamut și lacrimi de unicorn pentru a șterge parbrizul. Deci, luxul modern înseamnă tehnologie. Da? Nu, eu de cât de fină e pielea. Bine. X-Manager 7081. Asta a fost managerul de la X-Men. Nu știu. Ai uitat să pui în calcul că mori în primul an de pensie. Așa la cum n-am mai văzut. Asta de la un video unde zic că câți bani îți trebuie ca să te pensionezi. Deci dacă îți trebuie 1000 de euro pe lună, trebuie să ai 240.000 în cont ca să poți retrage 500 pe an. Mori în primul an de pensie. Păi, pensionează-te de tânăr atunci. Așa la cum e ne-am văzut. Să auzi că vreau să fac un trilion. Hey. Oprișor 23. Dacă nu scoți minim 10-20% lunar randament, eu, personal, zic să te lași de investiții și să mergi la muncă. 20%? Începător. Păi în ultima lună am făcut 50% în Tesla. Glumesc. Da, este complet rezonabil. Asta este important, să fii cu așteptări realiste. 20% pe lună. Da? Deci 3 duble pe an,
800% pe an. Da. Este absolut rezonabil. Mult succes. BCA Biciclin Duxel 7527. Ok. De unde invitați numele astea? Este un mister. Și tot așa, până ajungi la 200 de ani, și atunci o să ai mai mulți bani decât Bill Gates. Da, asta e planul. Nu știai că inteligența artificială va vindeca toate bolile din lume și vei fi nemuritor. Da. Emilia Petcu, 4776. Ce bună teorie are domnul. Eu întreb, oare care român care e angajat și ajunge la pensie are banii ăștia? Oricine vrea. Nu toți putem fi manageri, nu toți putem fi antreprenori, dar toată lumea poate să aibă un portofoliu de investiții. Dar nu cu atitudinea asta. So. Andrei Mat 1. Da, Andrei scris cu J. Andrei. Ca și Andrei Carpathy. 95% din populație nu au strânși în casă 4.000 de lei. Deci 5% din populație au strânși. Deci cam 1.000.000 de români. Pș, fantastic, no. Ăia să vină la seminar. Ștefan LWO. Alt expert. Văd că algoritmul YouTube vede că îți place. Da, și o să-ți dea mai mulți experți. Origin 0034. Oameni fără bani care dau sfaturi despre cum să faci bani. Da, eu numai așa fac bani din cursuri. Eu de fapt n-am niciun ban. Cătălin Mustata. Mustață? Ok, am mișto. Să fi numit Cătălin Mustață. 4046. Vine Iliescu și Isărescu. Cine e Isărescu? Și fac inflație 500 la 1 și dispar banii tăi. Păi, să ai un pic în Bitcoin. Poate nu se devaluează, da? Eu investesc în SUA. Deci, leu pot să meargă dracului, că sunt protejat. Popescu Gigi Marius 7455. Acest lucru este valabil doar pentru specialii României. Specialii. La ce te referi? Specialii. Da, cu cei cu mentalitate specială de viitor milionar. De la Christians, da, cu KH scris. 8199. Ce fabulează Gigelă ăsta? Mulțumesc că Gigelă a scris cu G mare. Deci, atâta respect. Incredibil. Păi, câte populație poate acumula această sumă România? Mai ia o pauză. De parcă îi o sumă limitată în lume de bani și trebuie să ne batem pentru ei. Știi că banii pot fi creați. Da. Când crește valoarea apartamentului tău, de unde vin banii aia? Averea se creează. Ok. Dar din nou, nu cu mentalitatea asta. Gigela, auzi la ea. Jean Manix 2363. Ai băut prea multă bere. Mie nu-mi place berea. PC, a, PC, Dell 8767. Tu te bă la muncă, păcălici de doi bani. Ce bă, asta e muncă. Filmez, nu? Ok. I am Ghost. Tot răul care se întâmplă în lume este numai pentru că există bursa și trei de acțiuni. Na, pe asta n-am mai văzut niciodată. Interesant. Tot răul din lume din cauza bursei. Ok, deci dacă ar fi firme private, atunci n-ar fi niciun rău în lume. Na, o să-mi notez. Top Kineto. Aproape suntem gata. Deci, Top Kineto. Richard, is it okay if we call you Rich Rich? Nu mă supăr. Prefer înălțimea voastră imperială, dar e ok și Rich Rich. Mult respect, omule.
Horia Cloșcă Crișan 6777. Țepar. Ok. Mulți clienți de-ai mei au făcut 10.000 de euro anul ăsta. Sau, ei n-ar fi de acord. Ah, tot deșteptul ăsta. Nu prea-ți place munca, doar înșelătoria te definește. Da, prefer să investesc și să-i las pe alții să lucreze. Este mai profitabil. Ok, atât. Desigur că glumesc acum. Da. Trebuie să ne amuzăm și puțin. Te rog, dacă mai ai ceva idei inspirate, lasă-le în comentarii. Tare mult îmi place să răspund și ajută algoritmul. Da. Deci, oamenii ăștia cred că îmi dau hate. Ei ajută algoritmul ca să ajungă video viral. Ok, na, fine. No, bun. Dacă vrei să vii la mentoratul cu mine, ca să înveți să faci bani serioși, reamintesc, poți să programezi o ședință cu colegul meu, Cristi, link în descriere. De fapt, următorul mentorat de grup este chiar acum sâmbătă, așa că grăbește-te. Nebun, de asemenea, nu uita să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!